Acesta este noul Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Și din punctul meu de vedere, cred că este cel mai frumos smartwatch pe care l-am văzut vreodată de la Huawei, pentru că combină o eleganță din asta foarte greu de obținut pe smartwatch-uri cu o grămadă de funcționalități. Atenție, ăsta este unul dintre cele mai performante modele pe care le are Huawei, mai există după aia peste el doar un Elite Edition și are tot ce ți-ai dorit de la un smartwatch împreună cu o rezistență fantastică, pentru că aici avem titan, iar aici avem safir. Îl pot de câteva zile în mâna stângă și m-am obișnuit cu el, pe de altă parte m-am obișnuit prea tare, pentru că am început să-l dau de preț, să-l lovesc de diverse dulapuri, de masă, de computerele prin care mai împac degetele și, spre surprinderea mea, nu are absolut nicio zgârietură. Iar acesta este Huawei Watch Fit 3 și este gândit în special pentru cei care vor să-și monitorizeze activitatea în timpul zilei, eventual somnul, dar nu vor să țină la mână un ceas atât de mare. Ok, hai să vedem ce știe să facă, cu ce vine în plus la capitolul software, ce îmbunătățire a adus Huawei din punct de vedere construcție și cât costă și dacă merită. La prima vedere, smartwatch-ul ăsta seamănă foarte mult cu Huawei Watch 4 Pro, pentru că este un Watch 4 Pro cu un bezel cu o margine un pic mai interesantă. E destul de măricel și nu este ușor, undeva pe la 65 de grame, nu sunt de aici de acolo, dar pe de altă parte, cred că te obișnuiești foarte ușor cu el, mai ales atunci când reglezi foarte bine brățara asta cu care vine în pachet. Modelul pe care l-am eu aici vine cu brățară din titan, care se desface foarte ușor și iar aici poți să pui, de exemplu, două telescoape de 22 de mm și să spui ce curea vrei tu. Poate și una din aia de textil, de exemplu, deși nu o recomand în mod deosebit pentru că strânge destul de multă murdărie. Asta, în schimb, se așează foarte frumos aici pe ceas și faptul că îmbinarea se face atât de elegant în partea de sus și în partea de jos a curelei, îl face să pară cumva mai micuț. Dacă ar fi avut curelele direct atașate de el cu telescoape, s-ar putea să pară puțin mai mare. Oricum, el este puțin curbat ca să se așeze foarte frumos pe mână și, cum ziceam, chiar dacă este un ceas cu un diametru de 49 de mm, mi se pare că arată destul de ok. Sigur, dacă preferi ceasuri mai mici sau ai mână relativ mai mică, s-ar putea să ți se pară totuși cam mare. O să rămâi surprins când afli că ceasul ăsta are un ecran de 1.55 LTPO cu rezoluția clasică de 466x466, adică vreo 310 pixel per inch și este un ecran de tip AMOLED LTPO. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că își poate reduce rata de refresh rate la 1 Hz, în așa fel încât să consume mai puțină baterie. Bine, știm cu toții faptul că ceasurile de la Huawei sunt recunoscute ca având o durată de viață a bateriei foarte bună, dar având atât de multe chestii pe el, precum GPS, eSIM și un procesor un pic mai nou, automat te poți aștepta să consume mai multă baterie, având în vedere că dimensiunea ceasului este aceeași ca și versiunea anterioară. Din punct de vedere construcție, mi-a plăcut foarte mult că geamul ăsta de safir, deși are o margine aici, reușește să acopere foarte frumos tot bezelul și se încadrează frumos cu bezelul ăsta de aici. Abia dacă îl observi, practic pare că avea un ecran foarte mare pe toată suprafața lui. Zona asta de aici, apropo, care este din ceramică, încălzită la o temperatură foarte mare, este extrem de rezistentă și, bineînțeles, la zgârieturi. Asta este zona cu care preia șocurile. Titanul este mai puțin rezistent decât ceramica în cazul de față, de aceea este pus pe toată cealaltă suprafață a ceasului. Pe spate avem, de exemplu, compozit și ceramică, acolo în zona de senzori, iar cureaua este tot din titan. După aproape o săptămână de utilizare, nu se vede niciun fel de urmă de folosință pe el și asta în condițiile în care eu nu am grijă de smartwatch-uri. De aceea port unul mai butucănos pe mână, pentru că știu oricum cum să-l dau de pereți. Măcar să se strice pereții, că pe aia îi repar mai ușor. Așa cum ne-a obișnuit Huawei la modelele recente, rotița asta de aici are și rol de a umbla prin meniu. Poți să faci zoom in, zoom out, poți să te miști cu degetul pe partea de touchscreen și, bineînțeles, să selectezi aplicații sau să dai exit. Pe lângă asta mai avem un buton aici în partea de jos care mai deschide niște funcții interesante. În cazul de față sunt funcțiile gen scurtături pe care le-ai setat pe aici. Eu am aici zona de sport, zona de apelare și, bineînțeles, zona de health. Și vorbim imediat de partea de software. Și nu, dacă te-ai gândit cumva să pui întrebarea în comentarii, nu ai nevoie de Google Play, pentru că ceasul ăsta merge atât cu telefoanele cu Android, cât și cele cu iOS. Iar aplicația este completă pe ambele dispozitive. Practic poți să folosești toate funcționalitățile lui, indiferent de telefonul pe care l-ai avea.
La capitolul conectivitate avem Bluetooth 5.2, avem wireless la 2.4 GHz și bineînțeles avem și funcție de eSIM, adică poți să pui un SIM pe el și poți să folosești chiar atunci când nu ești cu telefonul lângă tine. Poți să lași telefonul în casă, tu te duci frumos în grădină sau până la magazin și folosești apelarea de pe ceas. Partea mișto este că având wireless în casă o să fie conectat direct la routerul tău și nu mai depinde de antena de GSM, în felul ăsta consumă mai puțină baterie și bineînțeles îți vin update-urile mai repede. Apropo de update-uri, mi-a venit deja vreo două, știu eu, e în varianta de test în momentul de față, este un produs retail și la fel probabil se va întâmpla și cu cel pe care îl cumperi tu, pentru că update-urile sunt importante și vin cu funcționalități noi și optimizează bineînțeles și partea de baterie și de consum de energie. N-am vorbit însă de cutie. Cutia e destul de simplă, este cutia clasică a smartwatch-urilor de la Huawei, în care o să găsești desigur două compartimente separate pe lângă locația unde vine ceasul. Într-una din ele o să găsești încărcătorul, care este cel clasic magnetic, încărcare wireless, pe care așezi ceasul și se va încărca, bineînțeles, mai ales că își găsește singur poziția. Dar o să mai găsești și un pachetel în care ai câteva zale în plus pentru cureaua, în cazul în care ai mâna mai mare. Să poți să o mărești singur și, apropo de chestia asta, se desfac foarte ușor aici cu clemele din spate și se măresc doar în câteva secunde. Așadar, cu un pic de răbdare, poți să-l ajustezi foarte ușor pe dimensiunea mâinii tale. Tot la capitolul design, dacă stăm la punctul ăsta, trebuie să ții minte faptul că acest ceas vine cu niște fețe de ceas puțin diferite față de generațiile anterioare, pentru că este un Space Edition. Așadar, ai acces la variantele astea de fețe care sunt doar pentru acest ceas: Star Explorer, Power Level 3, Space Journey. Astea sunt fețe de ceas specifice pentru acest model și sunt foarte simpatice. Băi, e cool! Efectul ăsta este super cool! Și Star Explorer îmi place foarte mult, îți arată constelațiile, iar asta este o chestie iarăși cool. Din punct de vedere rezistență și durabilitate în timp, nu pot să nu insist să alegi un smartwatch care are un ecran din safir. Crede-mă, ecranul din safir este unul dintre cele mai rezistente în momentul de față, folosit pe ceasuri în general, nu numai pe smartwatch-uri, și faptul că este din safir o să aibă și o reflexie un pic mai puternică decât sticla normală, ceea ce îl face și un pic mai atrăgător. Ce ne interesează foarte mult la un smartwatch este partea de health, partea de monitorizare a tuturor parametrilor posibile. Pe smartwatch-urile de la Huawei o să găsești desigur sistemul ăla de health pe care îl poți găsi cu butonul de aici și ăla aici. Și aici o să-mi găsesc foarte multe rapoarte. Acum, acest Health Glance mă ajută foarte mult să măsoare partea de respirație, să măsoare pulsul, temperatura mâinii, lucruri pe care le pot face, bineînțeles, foarte ușor, direct de pe mână, de aici. Și mi-a toate măsurătorile în momentul de față, ca să-și dea seama dacă respir corect, dacă am o temperatură cât de cât ok, măsurători pe care le ia de altfel și pe parcursul zilei. Ceasul ăsta o să-ți monitorizeze continuu partea de puls, partea de temperatură și o să-ți spună dacă sunt anormalități. Adică în cazul în care, de exemplu, într-o seară ai o temperatură un pic mai mare, care se menține probabil spre dimineață, o să spună, vezi că s-ar putea să răcești. Raportul meu nu o să fie cu adevărat precis, pentru că m-am mișcat și pentru că am vorbit în timpul ăsta. Într-adevăr, trebuie să stai pe scaun, dar uite că a fost destul de corect. Și-a dat seama din 4 teste partea de SPO2, adică de respirație. I-am trecut eu înălțimea, pulsul este un pic mai ridicat pentru că vorbesc în momentul de față, stresul este iarăși un pic de ridicat pentru că trebuie să-mi dau seama să nu uit absolut deloc nicio chestie pe care vreau să o spun de pe ceasul ăsta și bineînțeles să-ți menționează faptul că nu este un produs medical și că n-ar trebui să ai 100% încredere în el, dar este un produs care te poate ajuta să-ți răspunzi la niște semne de întrebare pe care le-ai avut în trecut legat de sănătatea ta sau de modul în care funcționează organismul tău. Pe de altă parte, Huawei, ca și ceilalți producători, fac pași destul de mari în direcția asta, în care să transforme aceste dispozitive într-unele medicale. Când vor obține certificările pentru ele, atunci va fi cu adevărat spectaculos, pentru că te vei putea baza pe el să trimite informații către medicul de familie și, bineînțeles, același să recomande o suită de acțiuni înainte să ai o situație problematică din punct de vedere sănătate. Acum, la partea de meniu, sunt câteva chestii noi pe lângă cele pe care, cu care ne-a obișnuit Huawei. În partea de sus avem meniul complet, unde ai partea de setări. Wi-Fi-ul, eu l-am pus pe silent, de exemplu, screen on, dacă vrei să fie aprins pentru 5 minute, în cazul meu vreau ca să puteți să vedeți ce e pe ecran. Alarme, găsirea telefonului, Find My Phone, Do Not Disturb, Sleep sau Flashlight. Dacă dai swipe din partea de jos, o să vezi partea de notificări, activa notificările, prefer să stau fără notificări, de exemplu, și o să am doar apelurile și mesajele pe ceas.
Dacă dai swipe de la stânga la dreapta, o să ai partea de asistent. În cazul de față, eu văd vremea pe el și cam ăsta e singurul lucru pe care l-am pus. Pentru că vreau să știu exact cum este situația în ziua următoare, ca să știu cum să mă îmbrac. Aici avem situația, bineînțeles, a somnului, a mișcării și heart rate-ul, care este afișat în mod constant. Și de aici, de exemplu, pot să deschid partea de apelare, partea de contacte sau chiar și Maps-ul. E vorba de Huawei Maps, nu de Google Maps. Aici am tipurile de sporturi pe care le pot selecta rapid și le pot seta aici. Aici am, de exemplu, numărul de pași, durata activității, durata de somn și, bineînțeles, kilocaloriile consumate. Acum, în meniul principal pe care îl accesez cu butonul ăsta mare și frumos, poți să găsești o grămadă de chestii. Și o să observi aici că acum sunt maxim pe zoom-in, adică văd toate aplicațiile și dacă îi dau zoom-out, o să mai apară și numele. Și asta este una din funcțiile noi pe care le așteptam pe ceasurile de la Huawei, că poate nu ții minte toate iconițele, ce fac, cum arată și nu le-ai învățat încă, dar dacă dai zoom out o să le vezi pe toate. Apropo, există și partea de ECG care chiar funcționează. Ți-l pui la mână și îți face un ECG, care este destul de precis. Acum, nefiind un dispozitiv medical, nu te poți încrede în el 100%. Dacă ți-l faci în fiecare zi, cu siguranță doctorul o să aprecieze faptul că are aceste măsurători și poate să vadă evoluția ta pe un parcurs de 30 de zile, de exemplu, și o să fie cel puțin la fel de eficient ca și modalitatea de preluare a ECG-ului la spital, unde trebuie să faci un pic de efort, îți pune senzorii pe tine și te măsoară. Tot la partea de aplicații o să găsești o grămadă de chestii aici, cum ar fi App Gallery-ul, care este dedicat pentru smartwatch-ul de la Huawei. Pe de altă parte, poți să-ți instalezi aplicații atât de pe App Gallery, cât și de pe telefon. Adică poți să folosești și ceasul direct ca să-ți instalezi aplicațiile, nu trebuie să mai accesi neapărat la telefonul mobil. Yes, sunt pe România și aici o să găsești o grămadă de chestii. După ce îi dai Next, după ce îi dai permisiuni, îi dai Agree de vreo 5 ori, și acum ai partea de search și, bineînțeles, aplicațiile care se găsesc în magazin. Din punct de vedere magazin de aplicații, mi se pare că ăsta este cel mai complex dintre toate pe care le-am văzut până acum pentru un smartwatch. Poți să spui, de exemplu, o sirenă ca să-i stresezi pe ea de lângă tine. Poți să spui o aplicație pentru cameră care să-ți deschide camera și să faci câteva setări, să faci fotografii sau să pornești înregistrarea. Poți să faci o mulțime de chestii cu aplicațiile de la Huawei. Din păcate, nu poți să plătești cu ceasul pentru că nu este compatibil cu serviciile de Google Play. Care mai sunt diferențele față de varianta anterioară de Huawei Watch 4 Pro? E bine, acel TrueSync a ajuns la generația 5.5. Partea de algoritm a fost îmbunătățită suficient de bine încât să poată detecta mult mai bine bătăile inimii. Asta e practic cea mai importantă măsurătoare. Și ce am observat eu este că își dă seama mult mai bine la intervale mai scurte de timp care sunt bătăile inimii pe tot parcursul zilei și pe parcursul nopții, pentru că face măsurătoarea aia și în timp ce dormi. În funcție de această măsurătoare, apropo, și în funcție de vârsta ta și de vârsta ta metabolică, poți să-ți dai seama dacă inima ta ar putea să aibă probleme pe viitor. La partea de setări, ceasul stă foarte bine. Am aici, de exemplu, contul meu de la Huawei, am Wi-Fi-ul care este oprit pentru că l-am configurat acasă și el ține minte doar Wi-Fi de acasă, Bluetooth-ul pornit, partea de watch face, de fețe de ceas, luminositatea și partea de display care sunt, bineînțeles, te recomandat să le pui pe auto. L-am pus chiar pe auto și pe partea de sleep și pe partea de luminozitate, pentru că vreau să consume cât mai puțină baterie și îl face un management destul de bun la chestia asta. Partea de sunete și vibrații la mine sunt pe off, pentru că îmi place să țin și ceasul și telefonul pe off. Notificările, aplicațiile pe care vrei să le arate pe ecran, poți să ți le selectezi de aici, de exemplu, pe toate. Astea sunt partea de aplicații de sistem, iar pe celelalte le vei selecta de pe telefon, de exemplu. Partea de baterie, securitate, wallet-ul, accesibilitate, butonul de aici din jos, din dreapta, pe care poți să-l programezi să aibă ce funcție vrei tu și, bineînțeles, setările pentru workout. Îți selectezi tipul de workout preferat și îl setezi. Acest heart rate broadcast este o funcție foarte interesantă în cazul în care ai un dispozitiv care îți poate măsura și el partea de bătăile inimii, să le trimite către ceas și să le includă în raportul lui. La partea de aplicații, acum n-am absolut nimic de comentat. Aplicația de la Huawei este una dintre cele mai complexe pe care le-am găsit pentru un smartwatch și îmi place că în versiunile mai noi a făcut o încadrare destul de bună a tuturor tipurilor de măsurători pe care le ia în momentul de față. Șmecherie e că poți să conectezi la aplicații mai multe dispozitive. Eu am, de exemplu, ambele dispozitive conectate. În momentul de față funcționează pe Watch 4 Pro, dar am și conectat Watch Fit 3-ul. De aici îmi selectez tipurile de ceas, muzica, galeria, Huawei Wallet, pe care mi-l pot configura în momentul de față ca să-mi leg cardul la el, dar o să meargă prin Huawei Wallet, nu prin Google Play.
partea de exercițiu și partea de health. Mi-a plăcut foarte mult că monitorizează constant partea de heart rate, de bătăi ale inimii, îmi spune care sunt mediile, care sunt maximum, îmi spune în momentul în care mă uit la ceas. Partea de somn iarăși este foarte bine structurată, îmi spune momentele în care am dormit prost, cum a fost de exemplu aseară, nu știu ce s-a întâmplat, m-am culcat și târziu, ce-i drept, dar îmi spune care a fost somnul adânc, somnul ușor, somnul REM, cel în care ar trebui să te odihnești de altfel, în care să visezi. Partea de SPO2 iarăși monitorizată constant atâta vreme cât l-am avut la mână. Iar partea de stres, mi se pare că face o medie foarte interesantă între bătăile inimii, somnul tău și, bineînțeles, temperatura corpului, pentru că atunci când te stresezi, se întâmplă ca și temperatura să devină un pic mai mare. Am aici, de exemplu, niște rapoarte foarte interesante pe care mi le poate arăta și pe care le pot trimite oricui vreau eu, în butonul de share în partea de sus și, desigur, partea de aplicații. Care, apropo, App Gallery-ul pentru ceasuri, mi se pare că arată din ce în ce mai bine și din ce în ce mai populat cu aplicații. Am partea de calculator, controller pentru Spotify, voice recorder, radio online, navigație pe GPS, speedometru, player audio, joculețe dacă vrei, deși nu știu cu cine s-ar juca pe un ecran atât de mic, un manager de parole, Adidas Running, am văzut aplicații de la producători ceva mai mari că au început să intre în magazinul lor. Deci pe partea de smartwatch-uri Huawei reușește să-și aducă destul de mulți parteneri în chestia asta și bravo lor! Bravo lor pentru că au dispozitive bune. Acum, pentru cei care vor doar să-și monitorizeze activitatea sportivă în timpul zilei, s-a inventat somnul pe timp de noapte și nu vor să poarte la mână un ceas care are aproape 100 de grame în configurația actuală, Watch Fit 3 este probabil alegerea mai înțeleaptă. Preosebire de Watch 4 Pro, Fit 3 vine cu un display dreptunghiular, cu o diagonală mai mare, adică de 1,82 de inci, cu același ecran de tip LTPO, care poate scădea în refresh rate ca să economisească desigur baterie. Este un ecran color care se vede foarte bine, iar la partea de funcționalitate seamănă foarte mult cu frățiorul mai mare. În partea de sus ai zona de setări, la fel cum este prezentată și pe ceasul celălalt, cu aceleași, aproape aceleași opțiuni, mai puțin lipsa eSIM-ului, pentru că acesta nu mai vine cu variantă de eSIM, dar are Wi-Fi dacă vrei să-l conectezi la rețea. Același sistem de afișare al informațiilor, ba chiar un pic mai complex, pentru că ecranul fiind o idee mai mare și, bineînțeles, nefiind de tip rotund, se pot afișa informațiile un pic mai bine. Și parcă îmi place mai mult ideea asta de a le avea pe un ecran dreptunghiular, aici au făcut treabă excelentă de la afișarea meniului. Avem, desigur, și în partea de sus rotița, care rotiță și ea servește rolul de a naviga prin meniu și poți, bineînțeles, să apeși pe ea. Meniul este la fel ca la ceasul la Watch 4 Pro, desigur cu aproape aceleași opțiuni și aceleași aplicații și funcționalitatea butoanelor este din nou la fel. Am de aici, de exemplu, de pe butonul din dreapta, activarea de workout și, bineînțeles, monitorizarea SPO2 și heart rate, ritmul cardiac. La partea de workout ești întâmpinat, desigur, cu o mulțime de planuri de antrenament pe care le poți customiza și tu. Ai partea de alergare, de trek, alergare la interior, plimbare interior-exterior, bicicletă, în not, în bazin, în apă deschisă, așa mai departe. Sunt undeva peste 100 de sporturi pe care le poți folosi pe ambele smartwatch-uri și asta pentru că, bineînțeles, ambele smartwatch-uri sunt rezistente la apă. Acum, rezistența la apă este, bineînțeles, ceva mai mare decât a unui smartphone, adică mai mult de 1,5 metri, până la 30 de metri. Ideea este că atunci când îl folosești, desigur, în apă sărată sau în apă cu clor, se recomandă, desigur, să-l clătești după ce ai făcut antrenamentul. Când ești din piscină sau când ești din mare, te duci și îl cătești cu apă curată ca să nu rămână sare și să oxideze garniturile, pentru că aia de obicei e problema, îți oxidează garniturile de la ecran și de la capacul din spate și apoi intră apă în el. La capitolul autonomie, Watch Fit 3 are o autonomie de aproximativ 10 zile maximum, în cazul în care îi mai dezactivezi niște funcții, dar în mod normal o să reziste până la 7 zile, ceea ce înseamnă că o săptămână nu mai trebuie să cauți încărcătorul. Ce îmi place la Fit 3 este că are funcția de încărcare rapidă. Apropo, cablul care vine în pachet este un cablu magnetic, nu mai are încărcare wireless. Dar e ok și în varianta asta, pentru că nu o să-l încarci oricum foarte des. Atunci când vrei să-l încarci, să vrei să fii sigur că în ziua respectivă îți ajunge bateria, îl bagi doar 10 minute la încărcat și cu funcția de quick charge o să-l încarce suficient ca să-ți reziste o zi întreagă. Asta în cazul în care ai uitat să-l încarci săptămâna trecută. La partea de funcționalitate și de meniu, Watch Fit 3 se mișcă la fel de bine ca și Watch 4 Pro. Și asta este surprinzător, pentru că ăsta este mult mai accesibil decât celălalt, deși la capitolul software sunt aproape similare. La partea de schimbat fețe se întâmplă la fel, ți-a apăsat pe ele,
și poți să ți le customizezi tu, poți să-ți adaugi fețe dacă vrei din aplicația de pe telefon sau să o modifici pe cea pe care o ai în momentul actual. O să o las în varianta asta. Bun, Radu, spune cât costă. Păi, o luăm așa, în ordine inversă, Watch Fit 3 este 769 de lei, dar există o promoție în momentul de față pe site-ul celor de la Huawei. În perioada 7-21 mai, adică chiar în momentul în care publicăm noi acest review, două săptămâni de acum încolo, vine la pachet cu FreeBuds SE2 cadou și o curea extra. Trebuie să adaugi cureaua Easy Fit la coșul de cumpărături din pagina Watch Fit 3 din secțiunea pachete personalizate și să aplici codul de discount pentru curea. Cât despre frățiorul mai mare, Watch 4 Pro Space Edition este un pic mai scump. Este la 3299 de lei, dar vine și el în pachet cu o ofertă foarte interesantă. Tot în perioada 7-21 mai, de pe magazinul celor de la Huawei, vine cu FreeBuds 5i cadou și, bineînțeles, ai un voucher la dispoziție dacă îl precomanzi în perioada 7-21 mai, adică două săptămâni iarăși de la momentul la care îl publicăm noi acum. Bine, sigur, o să mai existe probabil promoții de-a lungul timpului, așa că poți să mai arunci o privire pe site ca să vezi dacă se mai schimba ceva. La capitolul concluzii, ăsta micu îmi place destul de mult, mai ales că, cum ziceam, funcționalitatea și partea de meniu se mișcă exemplar și l-aș putea recomanda oricând în comparație cu o variantă, să zicem, mai accesibilă de smartwatch de la alt producător, un producător mai no-name, care îți promite că face foarte multe lucruri, dar de obicei ajungi să te blochezi într-un meniu poate mai slab optimizat sau mai lent sau eventual să te limiteze o durată de viață a bateriei undeva la o zi. Așadar, asta este o alegere excelentă pentru cei care vor să facă sport, vor să-și monitorizeze activitățile, dar nu vor să, în primul rând, să dea foarte mult pe un smartwatch și au nevoie de mai degrabă de un smart band, ăsta cam ține locul de smart band și poate fi și destul de elegant că cureaua asta de tip inel poți să-i agăți orice fel de curea vrei tu, în special curele care folosesc o variantă de prindere un pic mai simplă, pentru că ăsta la bază are și el curele detașabile, trebuie să apeși un pic aici pe spatele lui, deci apeși așa și el are o clemă aici la interior, unde poți adaugi un adaptor de curea normală cu telescoape, la care poți adaugi, de exemplu, o cureală de 20 de mm sau poate de 18, dacă vrei una mai îngustă, ca să-l faci un pic mai elegant, în așa fel încât să se potrivească cu mai multe outfituri și, bineînțeles, pe mâna unei femei. Iar partea de prindere este iarăși foarte, foarte simplă. Pac! Acum, cel mare îmi place mai mult decât varianta Watch 4 Pro normal, pentru că, în primul rând, este mai închis la culoare. Îmi place griul ăsta spre negru, așa, mai foarte închis la culoare, practic culoarea titanului, de altfel. Îmi place, de asemenea, și sticla de pe față, pentru că vorbim de o sticlă de tip safir, care va rezista lejer. Am avut un, cred că un GT2 Pro și ecranul arată la fel de bine ca în prima zi. Nu are niciun fel de zgârietură după aproape 4 sau 5 ani de zile de utilizare constantă, continuă. Tot la capitolul uzură, și cureaua este o idee foarte bună să fie din același material ca ceasul, titan în cazul de față, acoperit cu un strat superior de protecție, tocmai ca să nu ai emoții, cum ziceam, după mai mulți ani de folosință. Pe scurt, îmi place. Și deși prima dată când l-am pus pe mână am zis că este mult prea mare, m-am obișnuit foarte ușor cu dimensiunea lui. Dacă ai ocazia să-l vezi într-un magazin, încearcă-l. Pune-l pe mână, vezi cum ți se pare, cum stă. El ca și design arată foarte frumos și poți să-l compari, cum ziceam, cu ceasurile care nu sunt smart și sunt mult mai elegante. Mai ales că ăsta poți să-i schimbi fața și poți să-i pui ce față de ceas vrei tu. Sunt, cred că, câteva mii în momentul de față în magazinul de aplicație a lui Huawei. Bun, cam atât despre noile smartwatch-uri noi lansate de la Huawei. Huawei Watch 4 Pro Space Edition și Huawei Watch Fit 3. Acum, sunt curios ce tip de ceas porți tu, pentru că am văzut foarte puțină lume de altfel cu ceasuri destul de mari din gama asta smart și mulți preferă gadget-uri din astea un pic mai micuțe, mai subtile, mai elegante și pe care le folosesc în mod normal doar atunci când își monitorizează activitatea fizică, când fac sport de altfel. Așadar, lasă un comentariu mai jos și spune-mi ce tip de ceas preferi tu. Ca și idee, te poți obișnui cu un ceas din ăsta destul de mare, doar că trebuie să dormi cu el o săptămână, două. Și atunci o să fie ok. O să începi să nu mai simți la mână, nici atunci când ești în mișcare sau atunci când dormi, de exemplu. Dacă ți-a plăcut acest review, dă un like, dă un share ca să-l vadă și un prieten de-al tău care este curios despre noul model și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!